Am vrut să încep pentru că eu nu i-aș fi spus jocul cu fantasme, i-aș fi spus Marele Ocean. Mi s-a părut că este cea mai adecvată imagine, pentru că este vorba despre oceanul vieții, al morții, al singurătății, al dragostei, al disperării, tot ceea ce este fără sfârșit, fără început și fără sfârșit. Mi se pare cea mai minunată, cea mai minunată imagine pe care o lasă acest spectacol, care e culmea, se datorează a doi bărbați și o femeie. Femeia este Irina Petrescu, cei doi bărbați, autorul și regizorul. E un fel foarte bărbătesc de a vedea și de a simți. Și totuși, există câteva momente, cred eu, emblematice pentru și scriitură și realizare. E vorba despre câteva momente cheie. Aș spune, unul este duioșia. Duioșia revine și ca cuvânt, dar și ca stare, ca nevoie, ca de câteva ori pe parcurs. Apoi este acel superb, absolut superb moment a jocului cu pălăriile. Nu știu, pălăriile înseamnă tot. De-al minte și pălăria revine. Pe final e pălăria care aleargă pe plajă. Dar este momentul acela frumos cu ura și disperarea și frumusețea pălăriilor care aduc o întreagă viață. Foarte scurt de-al minte momentul, dar foarte puternic și jucat puternic. De asemenea, există splendoarea acestor punctări ale ceea ce este dincolo de singurătate. Este singurătatea în nemărginire. Strada, oamenii și mai ales oceanul. O observație de data asta din punct de vedere tehnic, în sfârșit, cuvânt de cuvânt, s-a putut urmări ceea ce a pronunțat Irina Petrescu în momentul în care, foarte recent, la întâlnirea de alegeri la Uniter, Caramitru la un moment dat a spus că devine absolut necesar ca pe scenele noastre să apară de nou un profesor de vorbire. Pentru că de multe ori nu se mai înțelege ce spun actorii, mai ales la cei tineri, dar și la cei care au o anumită vârstă. Aici respectul față de cuvânt a fost extraordinar și din partea actriței, dar și din partea, în primul rând, autorului. Țin să-l felicit pe Cristian Munteanu pentru această superbă vorbire în limba română, care în momentul de față este atât de maltratată, din păcate, foarte mult pe la televiziuni, dar și în vorbirea cotidiană, aceea de pe stradă, aceea de... și, din păcate, și în vorbirea scenică. Cristian Munteanu are un dar al cunoașterii în profunzime a limbii.
nu numai pentru că el este regizor de radio în primul și în primul rând. Cred că așa a fost de la început. A iubit limba, a cunoscut-o, are un cult pentru ea și știe să o mânuie și în scris și în ceea ce realizează ca, de data asta, ca profesionist al teatrului la radio. Sigur că Cristian Bonteanu nu este numai atât. El a făcut și teatru pe scenă, a făcut și televiziune, a făcut multe alte lucruri și este, în primul rând, scriitor. Lucrul se simte și încă o dată am avut bucuria de a urmări tot demersul ăsta, cum să-i spun, lingvistic, sentimental, filozofic, care este în acest scenar. O extraordinar de bună inspirație a fost aceea regizorului, al lui Adrian Pintea, și a întregii echipe care a lucrat la acest spectacol. Irina Petrescu, am spus, a avut câteva momente absolut sfâșietoare, dar și o anumită răceală voită, o anumită duritate impusă în ceea ce ea a exprimat. Cu alte cuvinte, încă o dată, am avut bucuria de a participa ca auditor la teatrul radiofonic care ne-a întrunit astăzi din nou aici într-o atmosferă extrem de plăcută. Intrând la începutul acestui spectacol, nu pot să spun altfel, de la Majestic, dintr-o dată m-a izbit acea atmosferă de prietenie, de bună cuvință, de bucurie, de regăsire a unor prieteni. Am devenit cu toții, fără să vrem, un fel de prieteni vechi ai acestor dimineți la Majestic. Și asta este foarte plăcut. Acestea fiind spuse, gata, dau microfonul. Încă o dată, felicitând, bravo, doamna Mateescu, ideea minunată de a face acest spectacol, și felicitând pe toți cei care au participat, Domnica Țundrea și toți ceilalți care au participat la realizare. Mulțumesc! Bravo! Apropo, chiar te preocupă atâta o vârstă minunată care este vârsta dumitale de azi, domnul Munteanu? Nu, te-am văzut așa la început, erai un piculeț agitat, dar pentru Dumnezeu, nu ne-am întâlnit ca să serbăm o vârstă, ne-am întâlnit ca să serbăm un artist.